Salutare, prieteni ai grădinii exotice. Astăzi am scos și trifoliații, lămâi trifoliați, Poncirus trifoliata. De fapt sunt o combinație între lămâi și portocale, nu știu cum să le zic. Sunt rotunde, sunt delicioase pentru limonade. Și astăzi am scos din locația veche și îi vom pune aici lângă gard. Îi vom ține micuți, o coroană mică. Avem 4. Aceștia sunt destul de hardy și cu siguranță se vor prinde. Ei rezistă până la o temperatură de minus 30 de grade și foarte rezistenți la secetă. Au rămas verzi pe timpul iernii. Nu necesită îngrijiri speciale și nici măcar nu trebuie protejați iarna. Sunt țepoși într-adevăr, dar un citric în România, afară, neprotejat, cred că este mai mult decât ceva posibil. Este mai mult decât perfect. Au deja 4 anișori. În mod normal, anul acesta sau anul viitor ar trebui să și fructifice. Sunt foarte frumoși, fac niște floricele albe de citrice, specifice citricului. Iar fructele sunt foarte aromate. Coaja aromată se poate folosi la diverse prăjituri. Iar zeama la limonade, excelent că avem și noi un citric care trăiește în România. Îi vom pune și le vom urmări creșterea. Toate cele bune, prieteni!